Sufletul clubului și președintele acestuia, poeta Emilia Dabu, deplânge starea precară în care se zbate actul cultural în țara noastră și implicit la Mangalia. Aceasta afirmă că se practică așa zisul voluntariat artistic, întrucât nu se poate trăi strict din cultură. De aceea fiecare dintre membrii Solteris au și câte un job ce le asigură traiul de zi cu zi. Noi facem ceva, un voluntariat spiritual. Pentru că niciunul dintre, încă în România nu se poate exista prin veniturile pe care un scriitor, un artist le câștigă. Cel mult cei care au ajuns la vârf sau eu știu, au mai avut și alte posibilități. Dar în general toți membrii Clubului Artelor Solteris fac parte din diferite domenii. Printre actualii membri se numără medici, profesori, ingineri, dar și elevi de școală generală și liceu. Cel mai tânăr membru Solteris este Loredana Ionela Toader, de 14 ani, în timp ce decanul de vârstă este George Șerban, de 70 de ani. Mai pictez, mai compun, mai scriu, o să văd ce să mai fac. În orice caz, acesta datorită colegilor mei și doamnei Emilia Dac. În fiecare săptămână, cei 12 membri permanenți, alături de cei peste 40 de colaboratori externi, au întâlniri de lucru la Cercul Militar Mangalia, sediul clubului din 2006. Este o activitate frumoasă care ne motivează și care ne însuflețește și sufletul acestei acțiuni Solteris nu este altcineva decât Emilia Dabu, fapt pentru care îi mulțumesc. Aici, în colectivul creat, se îmbină foarte bine pictura cu poezia și cu proza. Mie mi-a fost dat să pictez după versurile prietenei colegei noastre Emilia Dabu sau Adina Loținski. Bucuria mare mi-a fost când dumnealor au scris câteva versuri după pânzele mele. Reușim să scriem cărți, reușim să avem realizări deosebite. Clubul Artelor Solteris are un suflet și o încărcare sentimentală fantastică față de vis-a-vis de prieteni, de colaboratori și de ceilalți care vin la noi acasă. Ce se întâmplă la Solteris e un fenomen. E un fenomen pe care puțin încearcă să și-l explice, noi îl simțim, îl trăim, suntem cu el împreună. Mai trebuie spus că întreaga activitate a Clubului Artelor Solteris este reflectată în antologia publicată odată la 2 ani.